Iubită biserică, iubiți tineri, vă invit să ne ridicăm în picioare. Citesc un cuvânt din Daniel, capitolul 3, de la versetul 1 la 7 și de la versetul 14 la versetul 17. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de lut înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dora, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cărmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistierniși, pe lejuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, lejuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar, iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Versetul 14. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsul are Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, împărate, și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Amin. Cu prețuire vă invit să ocupați locurile și atinși de Duhul Domnului până aici și convinși că vom fi atinși și mai departe, merită să spunem de la bun început: slăvit să fie Domnul! Amen. Este o zi, iubiții mei, pe care Dumnezeu a programat-o în mila Lui pentru fiecare dintre noi în această seară să ne bucurăm și mă bucur să văd o seară de tineret cu cântări duhovnicești, cu rugăciuni, unde Duhul Sfânt este prezent, cu vorbire în alte limbi, cu o prezență frumoasă dumneavoastră. Pentru toate astea spun: Dumnezeu să fie lăudat! În această seară am o sarcină dificilă, și anume să mergem împreună în Valea Dora și să vedem trei oameni care au rămas în picioare când toți ceilalți s-au închinat. S-a vorbit aici foarte frumos despre lupta credinței. Și e adevărat că există o luptă pentru fiecare. Însă vreau de la bun început să subliniez faptul că noi nu ne pregătim pentru luptă în ziua luptei. Noi ne pregătim în vreme bună pentru război. Iubiții mei tineri, nu-i greu să fii cu Dumnezeu în cuptor. Greu-i să fii cu El în Valea Dura. Provocarea mare nu-i în vreme de prigoană, nu-i în vreme de tortură, nu-i în vreme când trebuie să te uiți la închisoare și să te gândești: o să mă duc sau nu în închisoare. Un frate proroc din Bucovina a fost oprit într-o zi de un om, în urmă cu 30 și ceva de ani. Și a zis: frate proroc, când o să vină prigoana, eu sunt primul care mă duc cu voi. Primul sunt. Și fratele proroc s-a uitat la el și a zis: înainte să vii cu noi în prigoană, vină cu noi mas la rugăciune. Înțelegeți? Nu în prigoană e greu să mergi. E greu să stai în picioare pentru Dumnezeu și să te pregătești pentru vremea aceea a testării. Și mulțumesc Domnului pentru că încă sunt vremuri bune. De fapt, Daniel, capitolul 2, se încheie pozitiv. Daniel 2:48. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului.
Acum, Daniel nu era român. Românul când ajunge sus, uită de tot ceilalți. Bine, nu-i cazul la voi. Dar auziți ce fain a făcut Daniel. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Vreme frumoasă. Promovări, diplome, fotografii, flori, botez, entuziasm, Biblie nouă. Și aproximativ, spun istoricii, 15 ani au trecut și totul era bine. Totul era perfect. Meeting-uri, fel și fel de întâlniri, frigider plin, mașină la scară, vorbesc despre vremea noastră. Parcă totul merge bine. Însă după aproximativ 15 ani, iubiții mei, vine ziua testelor. Vine ziua în care în Valea Dura cei trei tineri sunt puși față în față cu un text extraordinar. Și vreau astăzi să înțelegem un aspect foarte important. Credința nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testată. Nici o școală din lumea aceasta nu dă un premiu până când cel care urmează să fie premiat nu este întâi testat, evaluat, până când nu îi se spune scoate o foaie de hârtie și fă niște probleme, rezolvă niște ecuații. Iubiții mei, mai spun un lucru și intru în mesaj. E mare diferență între a fi singur și doar a crede că e singur. De multe ori în ziua necazului, în ziua cancerului, în ziua diabetului, în ziua când logodnicul poate o zis întrerup logodnă, în ziua când cineva poate te-a părăsit, în ziua falimentului, ai impresia că e singur. Iubiții mei, e diferență între a crede că e singur și a fi singur. Cei trei tineri în Valea Dura nu erau singuri, Dumnezeu era acolo cu ei. Că Dumnezeu nu s-a arătat ca și în foc, că Dumnezeu a stat undeva ascuns, e ca și profesorul care la examen tace. La cursuri profesorii vorbesc, la examene tac. Noi ne-ar plăcea invers, la cursuri să nu vorbească și la examene să ne spună ecuația, să ne spună soluția. Iubiții mei, haideți astăzi să învățăm cum să ne pregătim pentru ziua când credința noastră este testată. Cum să ne pregătim pentru ziua aceea? Văd aici o mulțime de tineri. Vine ziua când va trebui să vă alegeți un partener care umble cu Dumnezeu sau unul care umble fără Dumnezeu. Vine ziua testelor tale. Vine zi când va trebui să alegi între a copia la examen și a merge doar pe cunoștințele tale. Vine o zi când va trebui într-un mod decisiv să asculți de comitetul bisericii sau de părinții tăi sau să-i ignori. Vine o zi a testelor. Vine o zi a încercării. Vine o zi când te va chema colegul cum m-a chemat pe mine la 14 ani. Hai să fumăm în toalete. Sau hai să luăm droguri. Vine o zi a testelor. Cum să mă pregătesc pentru ziua aceea? 1. Învață să trăiești sub presiune. Și astăzi vreau să mă ocup, iubiții mei, de presiunea aceasta a mulțimii. A mulțimii. Atât băieții cât și fetele trăiesc sub această presiune a mulțimii. Când ești doar tu cu încă unul în clasă pocăieți, restul atei sau agnostici. Iubiții mei, este extrem de greu să fii în minoritate, de aceea puțini rezistă sub presiune. Foarte puțin. Însă vă amintesc astăzi că Iosif când era în Egipt, nu era cu 1000 de oameni lângă el, creștini. Nu era cu comitetul, nici cu păstorul. Era singur, dar era cu Dumnezeu. Daniel a fost în minoritate, iubiții mei, Pavel a fost în minoritate. Iubiți tineri, important nu este câți oameni sunt cu tine, ci dacă este Dumnezeu cu tine. Citesc din 2 Timotei 4:16, spune Pavel, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Iubiții mei, Pavel n-a fost dezamăgit că toți, ăia care îl invitau să predice, ăia care poate îl chemau la masă, au plecat când a fost vorba de persecuție. Pavel s-a uitat nu la cine a plecat, s-a uitat la cine a rămas. Și cel care a rămas este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Mă gândesc la Bartimeu, a biruit mulțimea. Mulți îl certau să tacă, Marcu 10:48. Dar el și mai tare striga. Aveți și voi mulțime lângă voi la școală, la calici.
la școală unde sunteți și te uiți să zici, măi, sunt 20 împotriva mea, sunt 25 care se uită la pornografie în pauză și eu să mă păstrez curat și eu să mă împotrivesc. Dacă Bartimeu asculta de mulțime în ziua aceea, ar fi rămas ori mai departe, însă Bartimeu și mai tare striga. Mi-aduc aminte, în 1945 a fost un congres al comuniștilor. Comuniștii puseseră mâna pe puterea din România. Au chemat toți liderii cu influență, pastori, preoți, oameni politici. Și acolo, în acea sală mare, s-a vorbit împotriva creștinismului. Și s-a vorbit pentru ateism, pentru Stalin și așa mai departe. Nimeni n-a avut curajul să se ridice în picioare și să-i contrazică. Sabina Vurban și Richard Vurban erau atunci în sală. Sabina s-a uitat la Richard și a zis, ridică-te, Richard, și șterge scuipatul de pe obrazul lui Iisus. Richard s-a uitat la Sabina și a zis, dacă mă voi ridica, s-ar putea să nu mai ai soț în anii care vin. Pentru că comuniștii ăștia nu glumesc. Și Sabina a zis, prefer să am un soț în închisoare, un erou în închisoare, decât un laș acasă. Richard Vurban s-a ridicat în picioare și a vorbit împotriva întregii săli, a vorbit împotriva ateismului, a vorbit împotriva marxismului. Au trecut 3 ani, până în 1948. Mergea spre biserică, dintr-o mașină neagră au coborât 4 oameni, i-au pus mâna la gură, l-au prins de mâini, de picioare, l-au băgat în mașină și în următorii 14 ani, o singură dată a ieșit din închisoare și apoi a fost dus înapoi. Există o presiune a mulțimii. Iubiții mei, sunteți invadați și voi ca și noi și îmi pare rău să vă zic aceste statistici, dar vreau să vedeți că lucrurile pe care le trăim sunt groasnice. În 1996, abia un sfert din populația SUA, adică 27%, au susținut legalizarea unor astfel de lucruri. În 2011, mulțimea crește 50%. În 2015, cu o lună înainte de decizia Curții Supreme, suportul pentru aceste lucruri groaznice a ajuns la 60%. În 2022, mulțimea crește și mai tare, 71%. Vă înțeleg. Deși poate mulți nu vă înțeleg, eu vă înțeleg. Că sunteți sub presiunea mulțimii. Citez din ceea ce spunea Michael Brown, dacă decideți să nu acceptați cele mai recente puncte de discuție LGBTQ+, la locul de muncă sau la școală, veți fi defăimați, marginalizați și demonizați. Veți fi excluși, bajocoriți și chiar defăimați. Veți fi catalogat ca un bigot, un urător, un nazist, până la punctul de a pierde promoții, locuri de muncă, burse și chiar reputația ta. Cine vrea toate astea? Nu mai bine să te conformezi decât să reziști. Cel puțin mai bine taci, ar spune unii. Asta este cu siguranță ceea ce firea vrea să facă. Totuși, când facem asta, când tăcem, când ne plecăm cu mulțimea, compromițându-ne convingerile de dragul confortului nostru, ne compromitem chiar sufletele. Oare câți tineri sunt prezenți în seara asta aici, care au curajul să facă ceea ce fac peștii? Știți că doar peștii care merg contra curentului ajung la izvor? Iubiții mei, cei 3 tineri au avut de ales între a plăcea lumii și a plăcea lui Dumnezeu. Și Pavel spune în Galateni 1:10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Despre fruntași. În Ioan 12:42, Biblia spune, totuși chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El. Există o credință la nivelul minții. Există o credință cu mâna jos, nu ridic mâna să nu mă vadă. Există o credință anonimă. Dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Și următorul verset ne spune ceva extraordinar. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iubitul meu, am o întrebare pentru fiecare tânăr prezent astăzi aici. Vrei să te respingă oamenii acum sau vrei să te respingă Dumnezeu mai târziu? Este ceea ce cred alții mai important pentru tine decât ceea ce spune Dumnezeu?
Șadrac, Meșac și Abednego ar fi putut spune: mă închin pe din afară, dar mă ridic înăuntru. N-ați auzit lucrul ăsta? Măi, mă plec și eu cu mulțimea, dar în inima mea Dumnezeu știe că sunt lui. O zis un tată unui copil: ridică-te în picioare la un moment dat. El nu vrea să se ridice. Până la urmă s-a ridicat și a zis: tată, să știi că m-a ridicat de gura ta, dar eu tot în inima mea tot jos, să știi. Cam așa sunt unii. Iubiții mei, dacă unii dintre noi din biserică ar fi fost acolo pe câmpia dură în acea zi, am fi spus următoarele cuvinte: nu putem lupta împotriva sistemului. Am putea la fel de bine să mergem împreună cu sistemul. La urma urmei, Dumnezeu știe ce simțim înăuntru nostru. Nu vrem să-L jignim pe Nebucadnețar pentru că ne-am dorit să-L câștigăm la pocăință. Did you hear that? Mă duc să fumez cu el pentru că îl câștig și pe el. Mă duc la film cu el că așa îl convertesc. Never ever. Auziți? Nu-i vom fi de niciun folos lui Dumnezeu dacă suntem morți într-un cuptor de foc. Altă scuză. Nu? Păi auză, ce folos ar fi să fim acolo morți? Mai bine vii afară, nu? Dacă noi murim, cine o să mai stea în picioare pentru Domnul? Cine o să mai predice? Iubiții mei, acest lucru se întâmplă în câmpia dură în fiecare zi cu bărbați și femei și tineri care sunt chemați cu numele lui Hristos pe buze. Compromisul în 2023, în Detroit, în Chicago, în România, în America, a luat locul convingerii în vocabularul multor urmași al lui Hristos. De fapt, însuși cuvântul convingere este un cuvânt care pare a fi pierdut. Iubitul meu, în fața celor trei tineri era un idol la care ei erau chemați să se închine. Te întreb astăzi, care sunt idolii din viața ta? Idolul plăcerilor sexuale? Idolul drogurilor? Idolul pariurilor? Idolul modei? Idolul imaginii? Idolul sportului? Îmi spunea Ianis, băiatul meu de 8 ani, într-o zi m-a șocat, era să fac preinfarct. Tati, eu sunt neam cu Mbappé. Am zis, de ce nu ești neam cu Iosif și cu Estera? De unde ai auzit de Mbappé? Vedeți, este o inundație. Este o inundație de idol care încearcă să câștige inima noastră. Și așa de ușor suntem luați, iubiții mei, de ceea ce se întâmplă în lume. 2. Cum să mă pregătesc pentru ziua în care credința mea este testată? În al doilea rând, învață să trăiești cu principii. Șadrac, Meșac și Abednego aveau trei opțiuni. Puteau să spună: trebuie să ne plecăm și să ne înclinăm, altfel ne vom pierde pozițiile de influență. Și nu vrem să se întâmple asta. Sau 2, ne vom pleca fizic, dar înăuntru stăm în picioare. Sau 3, vom rămâne în picioare pentru Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă un cost despre care se predică aici. Iubitul meu, vreau să spun asta ceva foarte important, iubitul meu tânăr. Principiile tale vor determina deciziile tale. În fiecare zi tu ai de făcut niște alegeri. Principiile tale vor determina deciziile tale. Și acum vreau să mă ascultați cu atenție. Tinerii ăștia n-au decis să rămână în picioare în ziua aceea. Ei au decis cu ani de zile înainte. Foarte mulți tineri pe care i-am întâlnit spun așa: auzi, frate Cristi, eu, zice, eu sunt neutru. Eu am timp să mă mai gândesc. N-am făcut încă botezul, că nu știu dacă o să fie o fată frumoasă la cor în biserică sau una afară, în cluburi. Mă mai gândesc. Când va trebui să aleg, atunci o să aleg. Am o provocare pentru tine astăzi. Ia o decizie în seara aceasta. Ia o decizie pentru Iisus, clarifică-ți principiile, nu în ziua ispitei, ci cu ani de zile înainte. Pentru că vine o întrebare următoare. Ești ghidat de presiunea exterioară sau de principii interioare? Iubiți frate și surori, iubiți tineri, trăim o vreme când foarte mulți tineri sunt ghidați după orice video care apare, după orice predicator care apare. La multe conferințe de tineret am primit biletele pe care scrie așa: frate Cristi, ce părere ai despre cutare lucru? Uitați-vă la mine. Părerea mea nu contează. Contează ce spune Cartea Sfântă. Amin? Toți stăm la conferințe, mă, poate un păstor ne dă voie să facem aia. Poate un predicator ne dă voie.
Și mergem la fiecare conferință. Care e părerea ta? Iubiții mei, ascultați-mă foarte bine. Părerile se bazează pe ceea ce gândim. Convingerile se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. Diferență colosală, diferență majoră. Când presiunea fricii ne apare în cale, vom face unul din două lucruri. Dacă suntem controlați de Biblie, de cuvânt, de Iisus, vom răspunde cu curaj. Dacă suntem controlați de lume și de valorile ei, atunci vom răspunde cu lașitate. Uitați răspunsul celor trei tineri. Iată, Daniel 3:17, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Există o frică la job. Auzi, s-ar putea să nu fiu promovat dacă nu mă aliniez. S-ar putea să fiu dat afară. Există o frică, poate în dragoste. Măi, dacă pierd pe băiatul ăsta sau pe fata asta, o să rămân necăsătorit. Eu am o expresie, mai bine plâng singur decât în doi. Mai bine. Foarte multe fete s-au măritat din disperare. Măi, dacă ăsta e primul și ultimul tren, ce se întâmplă? Iubiții mei, există o frică în biserică. Dacă spun adevărul, se vor îndepărta de mine. Ce vor spune frații dacă îi trag de mânecă? Am astăzi un îndemn pentru voi toți. Puneți întotdeauna principiile în fața sentimentelor. Nu sentimentele în fața principiilor. Vine Samson acasă într-o zi și zice: mami, m-am îndrăgostit. Mami, mă însor. Știți? Am văzut fete, s-a uitat un băiat la ea la o conferință, o mărsă acasă, mami zice: am nuntă. Nu-i chiar așa ușor, iubiții mei. Nu confundați pasiunea cu dragoste. Și Samson nu a zis: mă, hai să mă rog să văd, oare cântă la cor, oare ce face, se roagă, cum? Nu, s-a îndrăgostit imediat. Iubiții mei, întotdeauna când vom pune sentimentele în fața principiilor, vom lua decizii greșite. Îmi scria o tânără, frate Cristi, băiatul cu care vorbesc de câteva luni de zile, mă minte: vreau să-l pun înaintea Domnului, să văd ce vrea să spună Domnul în dreptul lui. Iubiții mei, astfel de întrebări vin din cauza faptului că nu cunoaștem cuvântul. Pentru că cuvântul spune: ce legătură este între lumină? Vi s-a întâmplat vreodată să aprindeți becul în cameră și un tunericul să nu fugă? Nu. Întunericul nu e altceva decât lipsa luminii. Le-am spus la unele fete: și dacă spune adevărul, trebuie să ai dubii, că s-ar putea să o zică pentru corpul tău. Pentru a pune mâna pe tine. Și cei mai mulți băieți, iubite fete, vă spun ceea ce vreți să auziți, nu ceea ce trebuie să auziți. Pay attention, please. O să vă șocheze când o să găsiți adevărata fața multor tineri care se dau într-un fel, dar care nu sunt, de fapt, cum ar trebui să fie. Mă gândesc la acest lucru. Care sunt principiile tale? Sunteți inundați de transgenderism, de LGBTQ? Oare sunt cu adevărat convins că am fost creat de Dumnezeu și El a ales să fiu femeie sau bărbat? Sau să vedem că deja 4 fete din clasă s-au transformat, sau 4 băieți. Pe Reddit există un grup de 35.000 de tineri care se plâng de prostia pe care au făcut-o devenind trans, operații irreversibile. 35.000 de tineri. E cool la 12, 14, 16 ani să fii în pas cu mulțimea. Problema e că după ce ai făcut prostia, mulțimea pleacă și tu rămâi singur. Și nu mai poți să faci nimic. Vreau să subliniez astăzi un lucru foarte important și sper să mă audă toți. Transgenderismul este o problemă de minte care nu poate fi rezolvată prin operație la trup. Mergem mai departe. O altă scuză pe care o au mulți tineri, spun așa: eu sunt liber în Hristos, frate păstor. Sunt liber în Hristos. Și uite, îți dau și verset. 1 Corinteni 6:12. Am folosit aici traducerea NTR, noua traducere românească, dar dacă vă uitați cu atenție, există ghilimele acolo, quotes, right? Toate îmi sunt îngăduite. Era expresia pe care o strigau corintenii în vremea aceea. Pavel, toate îmi sunt îngăduite. Și vine Pavel și spune: da, dar nu toate sunt de folos.
Pavel nu spune, fraților, toate sunt îngăduite. Nu, Pavel folosește căuți acolo, ghilimele, care nu erau ușor de folosit și foarte rare ori erau folosite în scrierile vechi. Dar pentru noi trebuie să fie foarte important lucrul ăsta. Toate îmi sunt îngăduite, strigau corinteni. Și Pavel spune, da, dar nu voi fi stăpânit de nimic. Iubiții mei, liber în Hristos este scuza folosită chiar de unii tineri din biserici, că pot să facă ce vor. Haideți să vedem ce înseamnă liber în Hristos. Liber în Hristos înseamnă că ești liber de viciile și păcatele din trecut. Nu că ești liber să trăiești cum vrei. Amin? Asta înseamnă liber în Hristos. Roman 6:13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre. Acum vă întreb, dacă am dat mâna și piciorul lui Dumnezeu, mai fac ce vreau? În Roman 1:1 Pavel spune așa, Pavel rob și apostol, nu au zis Pavel angajat și apostol. Știți care e diferența între rob și angajat? Angajatul lucrează de la 8 la 4, robul de la 8 la 8, 24 din 24. El face ce vrea stăpânul. Iubiții mei, în Roman 6:14 spune Pavel, păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Doamne, eliberează în seara asta de orice păcat. Amin. Trăiți într-o vreme a toleranței. Și vreau să abordez în 2 minute și acest subiect, toleranță sau îngăduință? 1 Petru 4:8, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Deci înseamnă că pot să păcătuiesc, că dragostea voastră acoperă păcatele mele. Iubiții mei, îngăduință pentru păcatul ca și greșeală, spune Petru aici, nu pentru păcatul ca și mod de viață. Aici Petru nu spune, îngăduiți-vă și faceți și voi aceleași greșeli. Petru spune altceva, arătați-vă dragostea fierbinte pentru persoana care a greșit, în așa fel încât ea să iasă din acele stări. Dragostea nu înseamnă că sunt de acord cu tine, dragostea înseamnă că fac tot ce pot ca să te ajut să ieși de acolo. Dacă o mașină e căzută în șans după un accident și eu mă opresc, nu mă opresc să mă bag și eu în șans. Mă opresc să te ajut să ieși de acolo. Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Din nou, îngăduință pentru păcatul ca și greșeală, nu pentru păcatul ca și mod de viață. Și hai să vedem și păcatul ca mod de viață. Ce spune Pavel să facem? 1 Corinteni 5:1, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici la păgân nu se pomenesc. 1 Corinteni 5:2, și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Ce spune aici Pavel? Uitați că aici Pavel nu mai spune despre îngăduință ca și Petru. Pentru că Pavel face diferența între a cădea într-o greșeală, într-un păcat, sau a trăi în mod conștient. Am o întrebare. Dacă îți rup mâna, ce faci? Mai lucrezi cu ea? Nu, că se infectează. Dacă îți rup mâna, o pui în gips. Pentru aia când liderul de tineret sau când păstorul te oprește și spune nu mai sluji pentru următoarele 3 luni. El de fapt îți spune stai în gips un pic până ce te vindeci. Ca să poți să fii din nou de folosință. De ce? Dacă te lasă, faci ce vrei, mâna asta se va infecta, infecția intră în sânge și toată biserica este compromisă. Doamne, lucrează în ziua aceasta și eliberează de păcat, de vicii. Dar frate Hriste, dar știi ce a spus Domnul Iisus? Ioan 8:11, da? Uitați ce spune Domnul Iisus aici. Poți să pui Ioan 8:11, că am pus exact pe slide. Da? Femeie, unde sunt părâșii tăi? Ioan 8:11, nimeni, Doamne, nu te-au osândit nimeni, nimeni, Doamne! Și acum auziți ce spun cei mai mulți oameni. Nici eu nu te osândesc. Și se opresc aici. Iubiții mei, nici eu nu te osândesc. E luat doar această parte în cultura voastră și în cultura noastră ca să arate că Iisus a fost tolerant. Dar mai urmează o parte pe care nu o spune aproape nimeni. Du-te și să nu mai păcătuiești. Se spune aici ceva foarte important. Iisus nu doar iartă, Iisus și schimbă. Și transformă. Și ascultați-mă, sunt 3 pași. Iertarea lui Iisus, transformarea lui Iisus și apoi urmează slujirea lui Iisus. Foarte mulți vin, se pocăiesc de păcat, dar în loc să fie transformați, merg din nou la viciile lor vechi.
Și apoi iar urmează mărturisire. Și 10, 20, 30 de ani stau în acelea stări. Iubiții mei, cea mai mare dovadă că ai fost iertat de păcatul de ieri sau de anul trecut este că astăzi nu-l mai faci. Doamne, ajută-ne la asta. Trăim o vreme când se predică foarte mult despre iertare, dar foarte puțin despre sfințire. Iertare, sfințire, slujire. Iertare, sfințire, slujire. Vă dau un exemplu. Unul din copiii mei ia o furculiță din bucătărie sau o lingură și merge afară în nisip și se joacă cu ea. Și eu văd lucrul acela și mă duc și iau lingura și o spăl. Am o întrebare, unde pun lingura după ce o spăl? În nisip? Nu, o pun înapoi în bucătărie, o duc înapoi în casă, o pun înapoi în sertar, departe de noroi, departe de curte, departe de compromis, de mizerie. 1 Corinteni 6:11. Și așa erați unii din voi. Nu-ți zice Pavel, și așa sunteți. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Și în ultimul rând, vreau să mai învățăm ceva în această seară. Învață să trăiești cu promisiunile Domnului. Asta e promisiunea, iubiții mei. Dacă rămâneți în picioare pentru Dumnezeu în Valea Dura, El va fi cu voi în cuptor. Și din nou vreau să fac o subliniere. Iisus nu a zis că dacă îl urmăm pe El, scăpăm de cuptor, de accidente, de boli, de ispite, de probleme. Uitați-vă la cei trei tineri. Pentru noi așa de ușor să citim Biblia astăzi. De exemplu, citesc despre Iosif că a ajuns în închisoare. Da, dar știu finalul, că a ajuns și prim-ministru. Mă uit la Daniel și citesc că a fost prigonit și că s-a rugat. Da, dar citesc ușor pentru că știu finalul, că în groapa cu lei a fost scăpat. Hai să vă spun o veste tristă. Cei trei tineri în Valea Dura nu știau finalul. Nu știau ce urmează. Iar asta se numește credință. Indiferent ce urmează, eu mă duc înainte cu Dumnezeu. Nu știu cum va fi coroana din cer. Nu știu ce mă așteaptă dincolo. Nu știu cum o să fie premierea, festivitatea. Nu știu lucrurile astea. Dar știu un singur lucru. Că Dumnezeu m-a chemat să rămân lângă El. Și El va rămâne lângă mine. Iubiții mei, vreau să subliniez. Pe unii Dumnezeu îi scapă prin eliberarea din închisoare, ca pe Petru. Pe alții Dumnezeu îi scapă prin moarte, ca pe Iacov. Pe unii Dumnezeu îi scapă din foc, ca pe cei trei tineri, și îi duce înapoi la muncă, la geabul lor. Pe alții îi duce în gloria veșnică pentru că și-au terminat lucrarea. Nabot, Abel. Nu înseamnă că Dumnezeu, dacă pe Abel nu l-a scăpat, a fost neputincios, nu a fost prins, focusat pe aia. Nu, nu, nu. Dumnezeu are planul lui cu fiecare. Că m-am gândit, dacă Nabot a fost un sfânt, de ce o femeie idolatră a putut să-l omoare? Pentru Nabot s-a terminat lucrarea, s-a terminat slujirea. Dumnezeu este în control, face tot ce vrea. Pe unii Dumnezeu îi scapă ca pe Daniel din groapa cu lei, pe alții nu. Evrei 11:36. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fire strău, chinuiți, au murit uciși de sabie și așa mai departe. Problema generației voastre, iubiți tineri, este că foarte mulți dintre voi și dintre noi ne încredem în Domnul cât timp ne scapă cum vrem noi. Credința celor trei tineri nu se baza pe performanța lui Dumnezeu. Credința lor era bazată doar pe Dumnezeu. Mulți bărbați, multe femei, mulți tineri au credință cât timp au binecuvântare. Frigider plin, mașina în parcare. Credința lui Șadrac, Meșac și Abednego, iubiții mei, era în Dumnezeul cel viu, nu în ceea ce putea să facă Dumnezeu pentru ei. Și uneori în fața dușmanului nostru final trebuie să spunem și acest adevăr. Da, Dumnezeu este capabil să ne elibereze, să ne scape. Dar dacă nu, noi tot nu ne vom închina, amin? Da, uneori spunem în fața eșecului de la business, El este capabil să ne restaureze, dar dacă nu, trebuie să spunem în vremuri de frustrare sau vremuri de înfrângere, El este capabil să ne elibereze, dar dacă nu, uneori când ne rugăm și aparent nu primim niciun răspuns, spunem din nou, El este capabil să ne elibereze, dar dacă nu, problema nu este capacitatea lui Dumnezeu, El este capabil, problema este voia lui Dumnezeu.
Și vreau să reținem acest aspect. Promisiunea de bază a lui Dumnezeu nu este că mă va scăpa de orice rău, ci că va fi cu mine în orice rău. Și când spun aici rău, nu mă refer la păcat, ci mă refer la încercare, la necaz, la problemă. Am avut o soră la noi în Deva. În 2013, când eu m-am mutat cu soția din Arad și cu doi copilași, de la o biserică de 1000 și ceva de persoane la o biserică de 300, să slujim așa cum am înțeles prin ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. În biserica din Deva am întâlnit o soră care în 2013 s-a îmbolnăvit de cancer. Cancerul la colon. Femeia aceasta a mers la mulți doctori, vorbeam deseori cu ea, n-am auzit odată să comenteze, n-am auzit odată să spună, îmi scot foaia membrală și nu mai vin. Era vas de lucru în biserică, Dumnezeu o folosea într-un mod extraordinar. De câteva ore am stat așa mai apropiat la o conversație mai privată cu dânsa, ca și slujitor, și am zis, care-i dorința dumneavoastră cea mai mare? Și în gând eram 99% sigur că va spune să scap de cancer. Cu lacrimi în ochi, nu odată mi-a spus, de Cristi, am o singură dorință. Să-mi văd toți cei 10 copii îmbrăcați în alb și făcând botezul. Asta e singura mea dorință. I-a vorbit Dumnezeu prin glas profetic și i-a spus așa, nu te voi lua acasă, chiar dacă boala se agrava în fiecare zi, până când nu-ți vei vedea toți copiii îmbrăcați în alb în apa botezului. A început anul 2023, când doctorii au spus, nu mai ai mult. Mai erau doi copii care nu luaseră botezul încă. Elisei și Emima. M-am întâlnit cu ea undeva prin februarie. Frate Cristi, mai am doi. Mai am doar ăștia. S-au încheiat. Am anunțat în biserică, începem curs de cateheză, începem curs pentru botez. Undeva la 3 luni de zile lecții și apoi botezul. Printre primii care s-au înscris au fost Elisei și Emima. Prin luna iunie, înainte să facem botezul cu vreo 2 săptămâni, am auzit că ia morfină. Am auzit că Emima o întoarce de pe parte pe alta, tot la 15 minute. Nopți întregi și zile întregi, de chin, de greutăți. O venit ziua botezului. M-aș fi bucurat să o văd în sală, însă au rămas acasă, s-au uitat pe live, pe internet. Simțeam acolo o presiune, o bucurie. Simțeam că cineva la distanță și-a împlinit misiunea, văzându-și toți copiii în apa botezului. Ea nu s-a ferit de cuptor. Ea n-a vrut să fugă din cuptor. Ea a vrut un singur lucru. Până la final, cu Dumnezeu. La 2 săptămâni jumate după botez, a închis ochii și a plecat în veșnicie. Ce veți face voi și ce vom face noi în fața unor astfel de mărturii, când Dumnezeu va ridica astfel de mărturii în ziua judecății în picioare? Pe noi ne doare măseaua și spune, frate păstor, n-am putut să vin la biserică, mă doare măseaua. Sau mai știu eu ce lucruri mici avem. Și alții, prin cancer, prin cuptor. O zici, nu vom da înapoi. Vom accepta voia lui Dumnezeu cu orice preț. Mă gândesc la 2 Timotei 4:20. Erasta a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Trofim, dar mai slujești așa bolnav? Slujești. Bun, dar Pavel, care are dar de vindecare, nu te-a putut vindeca. N-a fost voia Domnului. Mă gândesc la Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai mult rod. Știți că fata care a compus cântarea Just As I Am, așa cum sunt, la tine vin, a fost invalidă 50 de ani? Ați auzit de Fanny Crosby? O fată care la 6 săptămâni după naștere a avut probleme cu ochii și medicii pe vremea aceea, cu ce au putut și ei, s-au ocupat de ea și în loc să o vindece, i-au adus orbirea complet. Fata asta, sora asta, Fanny Crosby, a mers cu mărturia ei prin biserici, prin penitenciare, prin licee, prin școli. Într-o zi, într-un penitenciar,
În urma mărturiei ei s-a ridicat un deținut în picioare, un om făcut, un om mușchiulos. Și-a strigat cu lacrimi în ochi: nu mergi de la mine, Doamne! Și Fanny Crosby a luat caietul și pe baza mărturiei acestui criminal care s-a pocăit, a scris cântarea: nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima. Spre alții, vergi milă de sus. Fă-mi și mie așa. Este considerată cea mai folosită de Dumnezeu compozitoare din istoria bisericii. A trăit până la 95 de ani și în cei 95 de ani, oarbă complet, a scris peste 9000 de cântări. Cuptorul a prins focul la maxim și vrei să-L mai slujești pe Dumnezeu? Da, vreau. Ea spunea la un moment dat: nu-mi doresc lumina pe care o au toți, dar îmi doresc într-o zi să-L văd pe El când voi închide ochii pentru totdeauna. Iubiții mei, Dumnezeu poate transforma focul încercării într-un foc care să nu ne ardă pe noi, ci doar legăturile noastre. Acolo în necaz, în probleme, în boli, în suferință. Acolo poți să te uiți să vezi ce legături mai sunt. Iubiți tineri, Biblia are pentru noi promisiuni extraordinare, pentru biruitori, pentru cei care rămân în picioare, în credință. Nu mai citesc fiecare verset, doar atât vă spun că oamenii aceștia vor mânca din mana ascunsă, vor stăpâni peste neamuri, vor fi un stâlp în templul lui Dumnezeu, vor sta pe scaunul de domnie cu Dumnezeu. Spune Iacov 1:12, va primi cununa vieții. Da, e adevărat, Dumnezeu uneori răsplătește aici. Daniel 3:30, împăratul a înălțat pe Șadrach, Meșach și Abednego la mare cinste. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu răsplătește dincolo. 2 Corinteni 4:17, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Eu prefer 80 de ani de bajocuri, de ce vreți voi, de lovituri, în fața miliardelor de ani care ne așteaptă cu Dumnezeu. Gândește-te la lucrul ăsta. Gândește-te la ceea ce spune Matei 5:11, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Ce vei face după conferința aceasta? Vei bifa încă o zi în calendar? Măi, au fost cântări frumoase. Au fost predici frumoase. Au fost rugăciuni cu foc. Știți, am acasă și eu centrală, m-am uitat. Când bagi orice lemn, când îl bagi în foc arde, puțin ies lemnele care ard când le scoți. Știți? Ăla mai verde, când l-ai băgat cu alea uscate, îi și el acolo, prins. Când o mărți mâine la școală, dar de ce nu fumezi? Mă doare, zice, mă doare plămânul, zice. E rușine să zică că e pocăit. Dar de ce nu bei? Am probleme la ficat, zice. Mă doare ficat dacă beau. Dar ești pocăit? Mama, zice, mama e pocăit, zice. Tata. Dar parcă te-am văzut la biserică. Nu, zice, că ori modifica poza în Photoshop, zice. Nu eram eu la biserică, zice. N-am fost, zice, niciodată n-am fost, zice. E rușine. Iubiții mei, se apropie cea mai mare prigoană din istoria bisericii. Duhul Sfânt a vorbit în nenumărate rânduri. Vine ziua când doi cu doi nu o să ne mai putem întâlni. Vine ziua când știu frați proroci în România care au fost anunțați să-și cumpere unelte de agricultură că ne întoarcem înapoi acolo. Când ni se va lua tot, ce o să facem în ziua aceea? Știu frați care ascund Biblie în România acum, pentru că vine ziua când ne vor lua Biblie, vine ziua când ne vor șterge predicile de pe YouTube, tot! Și spunea o cântare: ce îi face în suferință dacă astăzi nu ți aduni răbdare prin credință și har? Prin rugăciuni. Știu frate, România proroc care face centrale care să meargă fără curent, pentru că vine ziua când vom rămâne și fără curent. Ce o să faci atunci? Frate păstor, acum vreau să mă predau. Acum? Too late. Astăzi e timpul predării. Azi e timpul pocăinței. Eu vă asigur că cu cei trei tineri din Valea Dura atunci mai erau câteva mii de evrei care s-au închinat.
N-a mers Nebucadnețar pentru patru până în Israel. O lua și pe alții. Și pe ăla care spunea poezii la templu, și pe ăla care era la școală duminicală, și pe ăla care cânta la fanfară. I-a luat pe toți. Și s-a uitat și-a drag la Meșac, și Meșac s-a uitat la Abednego. Și s-a uitat în sală. Mă, dar parcă tata lui ăla prorocea. Parcă bunicul lui ăla... Mă, dar toți se închină, zice, dar numai noi rămânem în picioare. Mă apropii de încheiere spunându-vă în această seară că filtrarea nu se face în ziua prigoanei, filtrarea se face în ziua confortului. Nu în Valea Dura s-a făcut adevărata filtrare, nu în încercare, nu în foc, nu în probleme. Filtrarea se face acum. Știți că e mai ușor să mergi pentru Domnul la închisoare decât să fugi acum când totuși merge bine la rugăciune? Noi toți spunem, suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul ca să și murim. Iubiții mei, de murit murim odată, de trăit trebuie să trăim în fiecare zi cu El. Asta e greu. Aici e provocarea. Spunea Dietrich Bonhoeffer, tăcerea în fața răului este un rău în sine. Dacă avem nevoie de ceva astăzi, avem nevoie de tineri care să rămână în picioare pentru Dumnezeu, într-o lume care se închină diavolului în fiecare zi. Doamne, mai ridică astfel de tineri. Mă uitam peste voi ce frumos ați cântat, mă uitam și la balcon, mă uitam și în sală. Aici sunt viitori evangheliști, aici sunt viitori proroci, aici între voi sunt viitorii oameni care vor trebui, așa cum a spus Domnul acum câteva zile în Bucovina, vine ziua când martirii mei trebuie să plătească cu viața ceea ce au crezut. M-am întâlnit cu un frate în Ucraina zilele trecute, acum o săptămână jumate. O zis, Cristi, ori fugit o grămadă, ori plecat o grămadă. Și zic eu, tu de ce n-ai fugit? Cristi, am fugit și eu până în Italia, că acolo e maică, mi-au zis. Și în Italia m-a așteptat prorocul în fața ușii, în fața bisericii și au zis, Domnul mi-a spus să mergi înapoi și să trăiești ce ai predicat 14 ani de zile. E așa de ușor să fugi. E așa de ușor să dai câteva mii, să treci granița și să pleci. M-a dus într-un sat să vorbesc, să predic acolo într-un sat și am zis, cum o lua biserică, cum o lua naștere biserica asta? Frate Cristi, 14 ani de zile am venit pentru doi oameni de două ori pe săptămână. 30 de kilometri întors, îndus, 30 întors. 14 ani pentru două persoane. Asta e credincioșie. Și Dumnezeu i-a spus, acum am vremuri grele, du-te înapoi. Și ceea ce ai predicat în vremuri bune, trăiești. Iubiți tineri? Voi încheia mesajul meu spunându-vă că în Rusia, secretarul Uniunii Baptiste, George Vius, a fost condamnat la închisoare pentru credința lui în vremea KGB-ului. Înainte de ziua condamnării a avut loc ziua judecății în care urma să îi se dea verdictul. Întreaga biserică știa de acea zi și toți membrii s-au rugat pentru George. Și au vorbit între ei, măi, păstorul nostru, e omul pentru care ne-am rugat. Vine ziua când trebuie să mergem la tribunal. Hai să mergem cu toată biserica. Au luat toți flori în mână și au mers la tribunal, pentru că păstorul lor urma să fie condamnat. Judecătorul s-a ridicat în picioare după un proces foarte scurt și a rostit sentința. 3 ani de zile de închisoare, o sentință grea. Undeva în sală era fata lui George, o fată sub 10 ani. S-a urcat pe un scaun, pentru că era micuță și nu putea să fie văzută. Și în timp ce tatăl ei era legat și era obligat să iasă afară și să meargă direct la închisoare, fata s-a ridicat pe scaunul acela, o fată sub 10 ani, și a strigat așa, tati, cu Hristos ești liber în închisoare, iar libertatea fără El este o închisoare. M-a mișcat mult fata asta. Ce credință trebuie să ai încât să nu zici, tati, puteți să zică, tati nu pleca. Tati rămâi. Ce credință să ai tu, o fată sub 10 ani, să se încurajezi tatăl să rămână în credință, să rămână lângă Dumnezeu în închisoare. Iubiți tineri, iubiți adolescenți, vreau în seara aceasta să ne reevaluăm credința. Chiar știm ceea ce credem? Am făcut un sondaj pe social media între tinerii credincioși și am întrebat, la ce v-a chemat Dumnezeu? 50 și ceva la sută au spus, nu știm.
Care e darul pe care Dumnezeu vi l-a dat? Nu știu. În momentul când știu ce credință am, știu ce Dumnezeu am, știu ce viață am și știu ce lucrare am de făcut. Amin? Ai venit doar să cânți în seara asta? Mă uit la balcon? Poate pe unii i-am pierdut când am vorbit în engleză. Și n-am putut să ne conectăm așa ușor. But this is the end of the sermon. I watch over you guys during the prayer time, and some of you were looking at your phones. Some of you were looking at your watches, and you were thinking something like, another evening, one more sermon and we are done. We can go out and spend time with our friends. I will tell you something. I was 14 years old and I was at the last chair there, you know, in a church in Arad. And here, at the pulpit, one preacher said, God is watching you. God is calling you. And this is the day of your decision. And I was looking near me. Maybe he's talking with some guys standing beside me, standing in front of me. But when I paid more attention, I heard the voice of God. It's not the other guy, it's you. It's your day. It's your evening. Would you think that Cristi Boariu, at 14 years old, staying there, is watched by God to be called to a new life, to be sanctified before being sent to preach? Would you think that? Maybe there are some 14 years old guys here and nobody is caring about them. It's 14 years old. I will tell you something. God will take care of you. God is calling you tonight to a new life, to a new mind, to a new phone, to clean up your eyes, to clean your life, to be sanctified. Will you listen to his voice? I didn't know how I managed to be in the front of the church. I was crying. I wasn't interested in who's watching me, what others will say. I came here and I said, God, forgive me, clean me, sanctify me, and do whatever you want with my life. A few days later, I was going to another church, and there was a lot of stăruință după Duhul Sfânt. And now the second calling was for me. At the first prayer, I was in front, in the middle of the fire, in the middle of the teenagers who prayed. And I said, God, I don't want only to be forgiven and go back to the old life. I want to receive your power. I want to receive the Holy Spirit. And I will never forget that day. There was an old pastor from Bethel Church in Arad. Presbyter was. And he came near me. 14 years old and a few months. And he put his hands over my head and started to pray with me. I started to speak in tongues. I felt the presence of Holy Spirit. And that was the day which I will never forget. Trust me, guys. The water will not clean you. Some of you guys from here, you were baptized, but you were not sanctified yet. Because it's like, I'm 16 years old, I'm 18 years old. Everybody gets baptized. Let's do it also. H2O,
The formula, the chemical formula for water will not clean you. If you are a liar and you get baptized, you will be a wet liar. Do you understand me? Do you understand my heart, why I insist in this evening for you to have an encounter with Jesus, a personal experience with Jesus? It's your choice. Similar with me, there are guys here, maybe there, who knows that this sermon was for them. Aș vrea fratele Benny să vină cu fratele Sami să cânte în față aici, în stângă. Și let's not close this evening before giving the possibility to everybody who wants to come here and pray together with us. Let's not make a show tonight, guys. I will not call the ones who are baptized. Maybe you will sit there and you will talk to God, you will make new decisions. But there are a few guys here. There are a few girls. There are a few teenagers who never had this experience, like falling down in the presence of God, like crying. This is the day when you need to make some new decisions. Asta e ziua pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Your mother fasted a lot for this day. Your father prayed a lot for you to encounter Jesus. They know that you come to the church, but you are not changed. They know that you have that telephone and you spend hours and hours on it. And they want you to open the Bible. They want you to study this Bible. Vreau să cântăm împreună în seara aceasta. Dacă este cineva care încă nu a făcut botezul și este cineva care încă nu și-a dat viața Domnului Iisus, vreau să vii aici în față. Personal cu frații slujitori mă voi ruga pentru tine, ne vom ruga pentru tine. Cum alții s-au rugat pentru noi, ne vom ruga și noi pentru voi. Și vei putea pleca acasă bucuros, schimbat. Și când va veni ziua testului, să poți să stai în picioare și să spui: Dumnezeu este cu mine. Amin.